Uite, știu pe unde să trece remorcă. Eu știu cum intru la fix să mă bată, mamă. Băi, eu aici să intru. Nu mă, că dacă aici intru, gata, la revedere. Dacă intru aici, adio, mamă. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou Cox Vlog viețile mele. Ia, am nevoie să stau, să bag cardul, să dă bag ăștia, să bag... Trebuie să mă aștept dacă vrei să intri în locul meu de parcare. Vrea să-mi ia locul de parcare, asta mă întreba. Dar uite, văd că mută baluzele și trece pe lângă remorca aia. Că să plictisăște, bă, mană, rest până acum, mă întreabă. Nu, azi că vă arăt cum să bagă datele manuale la cardul ăsta. Dar o să vă arăt într-o bună zi din viața mea, cât e, bă, astăzi? Pa, de atunci până astăzi, la ora 6 și dă-i 3 minute înapoi, că 3 minute ai fost la birou, coxane. Băi, eu spun că sunt la muncă, o, viețile mele, și avem și noi 3 minute ciocănele. Ce să facem, stăm așa? La patron, tot pe 1.200.000 să lucrează. O să conducem un MAN din 2018, cred că e, habar n-am. Exact. O să mă duc departe, încolo, ca să fac o descărcare, că din ce o zic pe acte, din ce îmi spunea birou, la vreo 2 trebuie să fiu înapoi încoa. E, la vreo 2 dacă îți dă apoi încoa, la 3 mă trebuie înapoi acasă, nu mă mor cu orele, bă. Nu mai vreau să mă mor cu orele, bă. Nu mai vreau să mă mor cu orele din cauza altului, că bă, mă joevesc așa, știi? Mă joevesc de cap. Mă joevesc de cap și de minte. Și când am eu o stare proastă de spirit, nu mai pot să mai transmit, să mai transmit oamenilor starea mea de bine, știi? Și lumea mă vede, bă, începe să delireze, nebun. Cum? Uite așa la patron. Dar nu poate să fie în fiecare zi primăvară, bă, viețile mele, să mai fie și o zi mai așa, să fie o zi mai proastă, dacă e. Acum, să nu fie pe fiecare zi, aia e problema. Atunci intervine o problemă, când e pe fiecare zi, câte o zi mai proastă, că atunci când e pe fiecare zi e grav. Bun. Băgăm GPS-ul. Ăsta își parcă mașina, unchiul. Unde mă duc prima oară? Deci, uite câtă umplare am aici. Hai că-l mai micșorară mă leacă. Bineînțeles, GPS-ul vine după o zi de pauză și se face o resuscitare ca să trezească și el și inima în el. Mai ales lui ăsta, asta e pe viață. Bă, acum, unde mergem o prima oară? Ma, departe, mă, să vedem. Departe, Mersil White. Nu știu nici pe unde mă duc ăsta, ce ai. Bibi's Food North. Bobby's Food North. Deci în aceștia cartoane să împacheteze mâncarea, mă. WA. Ce fac, bă? Nu vrei, o să iei. Știu, WA 118 HP. Nu chiar P. Bă, WA înseamnă St. Helens. A, pe aceea aproape, bă, ce? Ce, bă, la 8 jumătate să fiu acolo? E aceea aproape, bă, 40 km. Eu mă gândesc că cine știe unde mă duc, bă. Să fiu la descărcarea asta la ora 7, la 8 jumate și mai am una la care să fiu la, bă, ești nebun la cap, la 2 să fiu aici în Preston. Pe acolo mă descarcă, bă, nu se joacă cu mine, să mă bată mama, hai să mergem să cumplăm și noi remorca aia, să vedem ce face cu viața noastră. Tu dai seama că la 2 să fiu la în Preston ca să mai fac o descărcare, mă descarcă acolo. Dar știu, mă descarc. Ia, manu, vine să crezi, fragă, pe aici ai limita 60? Hă? Bă, bă, pe, cum facem, mă, pe autostradă? Ce mare parcare aici, uite. Pe autostradă e limita tot 60 pentru camioane. Și pe ăsta limita 60. Hai că da, mă, ce ai. Deci, mai avem undeva la vreo 3 km până la firmă. Să merge pe un A, unde se mai circulă și tractoare.
Încerc să mă trezesc pentru că încă nu mă trezăi. Am fost ieri la sală și am băgat un spătiucă. Și probabil să joc un pic de obosiucă. Bem o cafiucă. Ce m-a oprit la buză să mă bată mama. Bă, nu-mi place filtrul ăsta, că tot timpul lasă cafea pe nas. Bă, stau și mă întreb ăștia, oare descarcă fiecare pachet de cereale la mână, că cereale avem în remorcă. Ca să stau eu aici până pe la vreo nu știu cât, în așa fel încât să ajung la următoarea descărcare, că am două descărcări pe remorca asta. Să stau, să ajung la două în preson înapoi, având în vedere că e 30-40 de kilometri, cam așa. A? Cum ar trebui să iei? Ori ia fiecare bob de cereală, ori e mare aglomerație și mă țin în parcare până la... Sau mă bagă mai devreme și nu țin cont de programare. Din 4-5. Din 4-1. Bă, mă șiric eu alea că vreau să mă bată, mamă. Uite și aici iar parcare, bă. Asta e parcare aici, mă, sau ce e asta? Aha. Cine știe, bă. Nu le știu nicio pe toate, bă, man, bă. Uite, pe acolo au pus, și-au pus pe jos folie. E șparanghel din agregă. Uite, mă, bă, puteți băga și pe... Aaaa, am fost prin zona asta? Nu cred. Nu cred, nu. Mi se pare cunoscut podul ăla. Seamănă cu ăla de la ieșirea aia de Schen. Cu din spate. Dar nu e. Unde am încărcat eu materia de construcție odată și mai multe. Uite, bă, aici ferme, bă, uite, bă. Ferme, bă. Aici se virează la stânga. Undeva, bă, aici. Bă, pe aici să mă bag, bă. Bă, 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 stai așa, bă. Bă, bă, cum să intru pe aici, bă? Stai de bun la cap că mă trezești din somn. Aici e scărcare, mă, să mă bată mama, bă. Bă, bă, cum să intru eu aici, bă? Bă, vă sunteți nebuni, mă? Bă, eu aici să intru? Nu, bă, că dacă aici intru, gata, la revedere. Dacă intru aici, adio, mamă. Soluție nu eu. Mă duc înainte încolo, bă, că... Mă duc înainte încolo, bă, că aici deja... Mi-e frică să intru pe drumul ăsta, să mă bată, mamă. Nici n-am unde să mă opresc undeva, măcar să mă duc pe jos, să văd. Mi-e frică să intru pe aceea, bă, ce ai. Ești nebun la cap. Ce ai de capul meu, bă? Undeva acolo să intru pe drumul ăla, bă, dacă intru acolo, gata, mă spânzur, bă, ce ai, ești nebun. Și oricum vedeam să fac stânga de aici, numai dacă vin din altă parte și mă duc. Vin de partea aia și fac dreapta peste drum ca să intru drept. Dar nu părea a fi umblat drumul. Și dacă nu i-a fi umblat, să nu intri niciodată în viața ta. Uite, bă, și tu ce mă trezi, bă. Și știi că să beau cafea să mă trezesc. Ce să mă trezești, bă? Așa te trezești din somn. Nu-ți trebuie nicio cafea? Da. Hai că te văd că îmi dă alt traseu GPS-ul. Să o iau în sus, să vin din partea alaltă. Nu prea este ok să merg pe B-uri. Dar să mă duc pe partea de sus, să vin din partea alaltă, că... Doamne, mâncați aștălpile. Mă, să n-am interes camioane pe aici. Hai că n-am interes camioane pe aici în stânga. Bă, băiete, bă, ce mă spăriai, bă, mă trezi și din somn, bă. Bă, nu mai mă luați, bă, așa tare dimineața, bă, că mă trezesc brusc, bă, Doamne ferește să nu fac alte alea, bă. Înțelegeți? Nu mai mă luați așa brusc dimineața, bă. Bă, dar și GPS-ul și harta amândouă să mă ducă tot pe acolo, bă.
No right turn ahead. Deci n-ai voie în dreapta, ai interzis. Aha. Doamne, mâncața ștălpile, uite-o și tu ce mă trezi, bă. Și aveam de gând să durm până pe 12 încolo. Uite-o, man, asta înseamnă să fii șofer de tir în Anglia și să lucrezi la patron pe 15-20 de milioane. Responsabilitate mare, bă, din cauza aia am îmbătrânit. Am îmbătrânit prematur, bă, din cauza aia, bă. Că nimeni nu știe povara mea care o duc în șele, de la firmă la firmă. Uitați-vă aici că nu mai știu cum stau cu sufletul în buză, aia că m-am mai devenit imun. Dar numai Dumnezeu știe ce-o fi fost în sufletul meu la început când treceam prin chestii de genul. Numai Dumnezeu știe. Păi intru pe aici pe strada asta în stânga. Chiar dacă nu prea mi inspiră încredere că e cam îngustă strada asta. Intru pe aici, o. Doamne, mâncața ștălpile, doamne. Dacă nu pot nici din partea asta, dar nu cred, bă, nu cred că de ce. Drumul, tot timpul, să știi, când te bagă GPS-ul pe un drum, trebuie să te uiți, bă, e bătătorit. Pentru că nu ești tu primul care intră pe drumul ăla să-l dezvirgineze. Nu ești tu primul care livrează acolo. Înțelegi? Dacă e o firmă de transport, e clar că nu livrezi tu primul acolo. Și mâncare, mai că dacă livrezi mâncare, trebuie să livreze toată lumea mâncare, că așa se face treaba. Nu ești tu singurul care livrează și trebuie să fie bătătorit drumul. Acum, dacă drumul nu e bătătorit, puneți un semn de întrebare și subliniază-l. Înțelegi? Mamă, cabina asta când își face un balans, dă cu tine până în 9 ori în sus. Doamne. Of, Doamne. Dacă nici pe aici nu intru, nu știu ce să mai fac. Dacă nici pe partea asta nu intru, mă opresc undeva, mă pun pe avarii și sun ca să întreb unde, ca să întreb unde e intrarea la firma asta, că sunt două șanse, ori de jos, ori de sus. Și dacă ea spun că intră de jos, după au ăla, știi, stai cu ei în telefon, că am mai făcut eu livrări din ăștia în care pur și simplu n-am avut încredere să intru pe drum sau mă săturasem să bântui pe interzis camioane, interzis camioane, interzis camioane, indicator în față. Ia uite-te și tu, bă. Pe interzis camioane, interzis camioane și de nivel și ar fi bun, bine de pus la mine sat, să mă bată mama dacă nu i-ar termina de viață. N-ai cum, bă, să mergi cu 100. Dar nici așa, 20. Nici așa, știi, bine, drumul un pic mai larg, dar oricum ar fi, bă, mergi cu 100. Uite, mă, pe aici în stânga. Și dacă nu sun la ei, bine mai în față. Dacă nu sun la ei, spui, bă, pe unde? Dar nu cred că e pe acolo pe jos, din n-are cum să mă să mă trădeze pe mine instinctul meu de șofer. Pe acolo pe jos nu e intrare. Nu e intrare mai mult ca sigur. Trebuie să fie prin altă parte intrare, dar pe acolo pe jos nu. Oh, Doamne, mâncața ștălpile astăzi cu denivelarea lui Noe și lui corabia lui. Bă, și dacă aș merge tare, nici 20 n-am. Uite aici, în stânga, trebuie făcut stânga pe aici. Pe drumul ăla, a? Ia uite-te, bă, și tu, bă. După ce că sunt eu stresat, mă stresează și ăștia, mă, cu... Bă, pe aici în stânga să mă bag, mă? Aici e, mă, drumul. Aici sunt, mă, firme astea. Sunt niște firme aici, în partea asta. Aici, mă, da. Aute și tu, mă, încadrai pe tot drumul, să mă bată, mă. Cum se numește, mă? Se numește Bobby's Food. Da, bă, n-aveam nicio treabă să vin de jos în goamă.
N-aveam nicio treabă să vin de jos încă, no, n-aveai cum. Ia uite și aici e firma. Aici e firma, bă, boys, bă. Ia uite și scrie entry. Bine că nu veni din partea alaltă să mă bată, mam. Dar cum descarc eu aici, mă? Cum intra eu aici în gaura asta? Doamne, mâncați-a ștălpile azi. Mă trag pe parte, mă, că și-am numai camion aici. Bag în spatele lui ăsta și vorbesc cu el, că poate e la coadă. Poate n-a vrut să deschidă ăștia aceia. Că văd că nu-i deschis. Mă bag șoculea să nu curcăm drumul. Stăm aceia în crâng. Hai. GoPro, stop recording. O, oh, da, și venirea și ăștia, bă, m-am întâlnit aici cu un coleg românaș. Mă sună de taină. Și venirea asta să mă ia, auzi că dau cu spatele pe strada aia în sus, încolo. Și trebuie să intru. Dar nu știu dacă am loc. Eu îl întrebai, bă, am loc. El zice că da. Și pe colegul tot așa GPS-ul îl băga pe drumul ăla în coavă. Tu îți dai seama, mă? Că puteam să fim amândoi niște trădață de GPS. Și eu și el? A? Da. Bă, camionul ăsta acum văd că n-are senzor de parcare. Mai bine că așa nu m-am încurcat. Aia nu spun de nimic. Senzoria de parcare, nu știu, că s-a spus că am loc aici să intru în curte. De o întrebai, bă, e sigur că am loc să intru în curte aici? Eu s-o, da, aha! Hai să vedem ce loc avem aici, că nu facem un brocaj renal. Prin smulgere. Dar trebuie să am loc aici, am să intru în curtea asta. Trebuie să am loc aici, iau și că intru în curte și întorc. Așa să unchiu. Ia mă, să intru așa în larg. Ca să nu iau petrile alea, că au pus petri. Știi? Intru așa lărguț, lărguț. Lărguț, drăguț, drăguț, drăguț. Și acum iau cu stânga și iau cu stânga. Și iau cu stânga. Și fiind la maxim corea cu stânga, cu stânga, cu stânga. Bă, probabil am mai adus bibi pe aceea, mă, mâncare. Adică lapte cu cereale. Adică lapte, cereale, nu doar lapte, nu și lapte. Hii! Eu știu cum intru la fix să mă bată, mamă. Ca mare remorca asta, mă. Mamă, uite și tu unde e, unde e aia, bă. Tăcucu de nu, bă. Bă, uite și tu cum intră, bă. Uite și tu acolo, nu mai am, nu mai am 10 cm. Bă, ești nebun la cap. De capul meu, bă. O, maică sfântă. O, maică sfântă, o, o. Bă, acum să fac aici o românească. Caut că așa e regulă aici. Faci românească înăuntru și te îndrepti cu capul încolo. Stai așa să ies pe poartă ca să vin drept și vreau un pic spate după aia. A, pe voi acum veniți la muncă, mă? Bă, ăsta cred că are probleme cu ABS-ul. Are probleme cu ABS-ul, că altfel nu pot să-mi dau seama de ce frânează așa brusc. Easy. Yeah, should be. From where? Long Red. Long Red. All right. Where? Long Red. Just leave it there. So leave it here. Well, straight there, the hole for you. Mhm. Bă, ce mă frânează asta? It's all right now. It's all right, yeah. Get right back with truck. Alright. A bit more. I'll do that. Alright. There's nobody in yet. So I gotta wait. Alright. Boys, fiți atenți aici, ban. Deci am pistol de aer pe camionul ăsta. Făcui curățenie până acum, să nu mai mă jure lumea pe TikTok să-mi spună că n-am curat în camion. Inclusiv mă spălai și pe cap cu usul ăsta. Ce ai? Hai să vă arăt ceva tare. Ce nu văd în fiecare zi nici măcar eu. Da, păi voi. Ia ce stivuitor are ăla și unde pune paleții.
Vedeți? Deci uite cât de stivuitor are și unde lucruri că pareți de sus. Mă bată mama cu bâtă, par, lemn, cocean, brumbundău. Se scarcă cerealele astea aici. Și vreau să vă arăt ce râs de stivuitor are. De asta nu vezi în fiecare zi. E ceva nou și pentru mine. Dați seama că eu trebuie cu roata exact pe lângă piatra aia pe acolo. Uite că se și vede cam pe unde trebuie. Ha? E ceva în viață. Oh, am un man din 2018, hai că... Bine că acum am dus și eu seama, că nu știam ce an e sigur, dar... E 2018, văd că... Ăsta nu are senzor de parcare. Pe aripă. Și așa se zona de parcare, o porcărie întreagă. Hai, vin un coasă, le arăt la oameni ce stivuitor ai. Vrei? Dați-vă și voi ce râs de stivuitor are. Oh! Yeah, have you got to leave this door? I have it, but in your truck. No, is I gonna stay inside, pal? No, you can sit in there if you want. Alright. Hey, numai cam asta vreau să vă arăt, cam ce râs de stivuitor are. Că n-am nici măcar vestă pe mine. Și mă, au și regulă, că-mi luară și cheile. Și au și regulă din aia că trebuie să stai băgat pe copii în spate cât timp descarcă el, ca să nu cumva să te lovească, că are și mult de pe cap, adică, da. Bun. Deci s-a descărcat, s-a dormit și inclusiv ceva. Cred că mai bine de o oră și se pleacă la ce oră? La 9 și 12 ar fi trebuit să plec de aici. Și eu plecai la 9 și 6. Mai e bine. E bine. Nu e chiar atât de rău. Să vedem dacă reușesc să ies pe poarta asta acum, dar nu pun centura decât după ce părăsesc curtea astora. Hai că se deschide, văd că poarta e automată, bă. Să vin cât mai în stânga, pentru că e la fix treaba. Înțelegi? E la fix treaba, dacă atunci când intrai la fix, când ies trebuie să ies la fix. Înțelegem noi ce spunem, da, acolo e bine. Ce vrem să luăm un pic așa. Și mai mult, trecurând de poartă acum. Putem lucrurile de aia acolo sus. Ne facem freza în ea. S-a ieșit frumos. Mai greu intrai decât să ies. Bă, dar stai că nu băgai și o adresa, bă, pentru următoarea descărcare. Bă, ăsta sigur are problemă de ABS. Dați-vă și voi ce găsim în patul, în hamac. Că mie numai acolo îmi place să dorm. Deci firma asta e în Preston, a? Da. Deci e PR25Q. Stai, PR25BP. PR25BP, da. Bun, și să iasă afară, boys. Deci cam așa de trădează GPS-ul, man, dacă nu ești pe fază, chiar două, bă. Bă, deci trădat de două GPS-uri. Să n-ai încredere în viața ta în GPS. 100%. 100% să n-ai încredere. Tu ești cel care spune ultimul cuvânt în ceea ce reprezintă această joferie și voi vă parcă arățeste. Tă-vă norocul să vă bată azi. Norocul e bordura mare în partea asta. Hai că oricum o rup toată. N-am altceva ce să fac. Rupem bordurile că așa nu fură în stare să parcheze și ei mașini. Uite-și tu pe o să trece remorcă. Dă-vă norocul să vă bată ploaia azi. Ami. Hai că măcar nu sunt primul care face asta. Deci în cazul în care v-a plăcut vlogul de astăzi, boys, nu uitați să-mi pideți și voi 3642 de like-uri. Și... să mergeți pe drumul pe care veniți, pentru că
ăla e cel mai sigur. Cel mai bun, cel mai drum sigur e ăla pe care am mai fost. Pentru că știi care e. Ca să nu fie surpriză. Eu vă pup la vă doresc o zi minunată. Uitați să bagi mie mare follow pe pagina de Facebook Adrian Cox, pe Insta și pe TikTok. Să activați clopoțelul în cazul în care vreți să primiți notificare. Să vă uiți butonul de like. Ne-am dat viitoare cu cea mai mare pace și cu cel mai mare ok. Apoi tu oare ce vrei să faci? Aveam și loc să trec pe acolo? Bine. Hai că. Hai, treci și tu că n-avem ce să facem.